Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Magda Popescu și urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. În acest sfârșit de săptămână, la noi, aici, la Antena 3 Vâlcea, campania electorală este în plină desfășurare și dezbaterea electorală este de asemenea în desfășurare și am adus astăzi în fața dumneavoastră un primar de stațiune, o să vă spun după aia despre cine este vorba, și un domn care vrea să conducă o stațiune. Vorbim despre primarul de la Călimănești, domnul Florinel Constantinescu, candidatul PNL pentru această primărie. Bun venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Și despre domnul Radu Bărăscu, candidatul PER pentru primăria Băile Govora. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Eu am zis asta, am intitulat această emisiune Duelul stațiunilor, nu neapărat, nu trebuie să ne duelăm neapărat, dar sper să putem să schimbăm niște câteva idei și să vedem cum putem să renaștem practic turismul în stațiunile vâlcene. Unele dintre ele, unele mai puțin vii, altele mai mult vii, dar vom dezbate pe parcursul acestei emisiuni. Domnule Bărăscu, sunteți o prezență nouă pe scena politică vâlceană. Aveți 39 de ani, sunteți căsătorit, aveți 3 copii, sunteți specialist în horticultură și de asemenea sunteți antreprenor privat. Încep cu dumneavoastră pentru că sigur curiozitatea este mai mare în ceea ce vă privește și a mea, dar și a celor care ne privesc astăzi. Să vă întreb de ce candidați din partea Partidului Ecologist Român la primăria Băile Govora, acolo unde știm că este condusă de un primar liberal, coleg al domnului Constantinescu, de foarte multe mandate. Părerea mea este foarte clară. Stațiunea arată jalnic. Deci Băile Govora, după părerea mea, este cea mai înapoiată stațiune din județul Vâlcea. Iar această stare deplorabilă m-a determinat să intru în cursă, având ferma convingere că pot schimba ceva, mult, în bine. Politica ați mai făcut? Recent, da, foarte puțin, foarte puțin. În altă parte, nu la PER? În altă parte, da, că am fost chiar în echipa domnului primar Mateescu. Oh, foarte interesant acest lucru. Și ce v-a făcut să vă răzgândiți, iată, să-i fiți adversar politic în momentul acesta, adversar electoral? Exact, lipsa de idei, lipsa de programe, de proiecte și voința politică inexistentă în a schimba ceva în bine în stațiune. Noi am venit cu gânduri mari, promisiunea au fost foarte multe, toate neonorate. Iar atunci am decis că nu pot să fac parte dintr-o mascaradă politică, electorală și am decis să iau lupta pe cont propriu. Să candidați, adică să la candidez, Băile Govora? Da, la primăria Băile Govora. Din partea PER? Din partea PER, exact. Ok, curajoasă decizie, ca să zic așa. Vă doresc mult succes și sper că astăzi să-i și convingeți pe cei care ne privesc, poate și pe cei din Băile Govora, să vă voteze în data Sigur. De 27 septembrie. Da? Important este cu ce vă prezentați în fața electoratului și să fiți și convingător. Și dacă n-ați făcut politică până acum, sper eu din tot sufletul că sunteți mai puțin, adică, mai puțin mincinos, iată, am spus-o. Căutam un sinonim, nu l-am găsit, am zis, domnule Constantinescu, primar cu experiență. Da, nu mai mult mincinos. Nu, am spus doar primar cu experiență. Da, mulțumesc. M-am referit la politicieni în general. Da, e în regulă. Dumneavoastră sunteți mai mult primar decât politician. Și asta este în regulă și este corect așa. Candidați pentru nou mandat la Călimănești și spuneți-mi, cum după 4 ani de mandat? După 8 ani. Hai să vorbim de ultimii 4. Cu drag. Sau vorbiți de 8, da. Nu mă deranjează, vă rog. Da, sigur, și eu am venit în 2012, tot pe un fond din acesta, am zis eu atunci, de inactivitate a echipei PSD, USL chiar. Și eu cred că, într-adevăr, în acești 8 ani de zile am repus stațiunea Călimănești acolo unde era loc. Într-o stațiune cu activitate în toate cele 4 anotimpuri. Da? Noi am crescut din 2012 până în 2018, am dublat numărul de turiști în Călimănești datorită investițiilor făcute atât de administrație, cât și de
mediul privat, care a prins curaj și care în ultimul timp investește în orașul nostru destul de evident. Lucrul acesta m-a încurajat, acest lucru m-a făcut pe mine să iau hotărârea să continui, pentru că cu siguranță cred că suntem pe un drum bun și toate, încă o dată spun, realizările din Călimănești sunt făcute împreună cu colegii mei, împreună cu mediul privat și aceasta se datorează încrederii pe care cetățenii orașului Călimănești au avut-o și au în continuare în noi. Ceva proiecte importante acum, în ultimii 4 ani de mandat, care ar fi notabile de spus? Cu siguranță sunt proiecte care au fost implementate deja și aici am avut în vedere, în primul rând, îmbunătățirea condițiilor din școli, din grădinițele din Călimănești. Chiar am construit o grădiniță cu program normal de 3 clase. Am fost impresionat de faptul că în Călimănești, deși înființată acum 100 de ani, grădinița n-a funcționat niciodată într-un spațiu propriu. Am reușit acest lucru și suntem cu toții mulțumiți de acest lucru. Pe urmă, vorbind de îmbunătățirea condițiilor de învățământ în grădinița cu program prelungit, unde pe lângă îmbunătățirea condițiilor de acolo am beneficiat și de dotări noi, deci totul a fost schimbat și nou acolo și copiii din Călimănești pot merge într-o grădiniță, zic eu, modernă. Vorbim de școala generală din Jiblea Veche, la fel, o școală îmbunătățită, cu condiții deosebite, cu dotări noi, ca și de liceul din Călimănești, care știți că a fost reabilitat, transformat în campus școlar și el a beneficiat în această perioadă de dotări noi. Suntem în implementare cu un proiect destul de important, acesta se numește modernizarea și îmbunătățirea condițiilor infrastructurii din orașul Călimănești și dacă în Jiblea Nouă lucrările sunt în proporție de 80% terminate, lucrăm în continuare în Jiblea Veche, în Seaca și în Călimănești. Deci, cu alte cuvinte, am cuprins în modernizare toată infrastructura rutieră. Și alte proiecte care vor urma și care sunt deja finanțate. Avem iluminatul public, îmbunătățirea condițiilor de iluminat ale orașului. Proiect finanțat, proiect care a fost deja licitat și așteptăm ca firma să pună în valoare acest proiect, firma care a câștigat atât lucrările de proiectare, dar și de construire, ca să ne apucăm de treabă. Deci acestea ar fi, să zic așa, puține dintre proiectele deja finanțate. Un 13.1 de îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din orașul Călimănești, care se referă la fel la infrastructura rutieră, dar și la reconstrucția, dacă vreți, a casei de cultură Florin Zafirescu, a centrului multifuncțional din Călimănești, dar și a căminului cultural din Jiblea Nouă, a școlii cu clasele 1-4 din Jiblea Nouă și acolo vom crea o bază sportivă și un parc chiar în curtea școlii, pentru că beneficiem de un teren destul de important și vom schimba în totalitate condițiile de acolo. Domnule Bărescu, se știe, este cunoscut faptul că în stațiunea Băile Govora este cel mai curat aer din întreaga Europa. În afară de aer, în cazul în care veți câștiga alegerile din 27 septembrie, aveți vreun proiect? Păi, să fim foarte sinceri, din prezentarea domnului primar, mi-am dat seama că, de fapt, stațiunea Băile Govora se află diametral opus. E pe partea negativă a axei. La noi, în stațiune, parteneriatele publice private sunt inexistente,
cei doi mari operatori din stațiune nu sunt sprijiniți absolut deloc de administrația publică locală. Turismul este undeva, spun eu, aproape inexistent. Tocmai săptămâna trecută am trecut prin Călimănești. Efectiv nu găseam loc de parcare, deci o stațiune înfloritoare. La noi, în Govora, contrastul este evident. 2-3 turiști, câini vagabonzi, străzile sunt neîntreținute, buruieni pe trotuare, totul este de neconceput din punctul meu de vedere. Orice investiție în această zonă este un mare câștig. În ultimii 4 ani nu s-a făcut absolut nimic, niciun proiect nou implementat, totul merge din inerție înspre degradare totală. Planurile noastre sunt foarte clare. Da. Trebuie neapărat să introducem rețeaua de canal în toată stațiunea. Există zone din stațiune foarte multe care deversează direct în pârâul Hința. Toate dejecțiile, detergenții, uleiurile de la gospodării, de la consumatori sunt deversate în pârâul Hința și se plimbă foarte frumos prin mijlocul stațiunii. Miroseul este pestilențial. Este ceva, o grozăvie, sincer. Și acest lucru este o prioritate pentru noi. Vrem neapărat să ne ocupăm de zona agrementului. Dacă vă uitați pe booking, pe review-uri, toți turiștii care vin în Băile Govora se plâng de lipsa oricărei activități de divertisment. Efectiv, nu ai ce să faci în Băile Govora. S-a modernizat clădirea cazinoului, stă închisă. S-a făcut un centru de kinetoterapie, nu s-a făcut recepția nici până astăzi. Deci, efectiv, nu ai ce să faci în stațiune. Avem un proiect să facem un aquapark. Vrem neapărat să facem Parc Aventura, să facem o linie de tiroliană. După cum bine știți, în trecut stațiunea era renumită pentru cantonamentele echipelor de fotbal, care veneau în stațiune. Acum nu există așa ceva. Stadionul este degradat total. Vrem să-l recondiționăm, vrem să facem o sală polivalentă acoperită. Planurile sunt multe. Orice la care te gândești poate fi implementat, pentru că nu s-a făcut efectiv nimic în stațiune. Dar oricum trebuie plecat de undeva. Adică dumneavoastră bănuiesc. Exact. În primul rând am observat cu stupoare că în organigrama primăriei nu există departament de fonduri europene. Deci la primăria Băile Govora nu există oameni care să lucreze pentru atragerea de fonduri europene. Mie mi se pare absolut... Dumneavoastră aveți în programul dumneavoastră electoral... Bineînțeles. În primul... Vă bazați pe atragerea de fonduri europene? Exact. Fără fonduri europene, ce pot să facem ziua de astăzi? Deci noi vrem neapărat să, imediat ce venim la primărie, să înființăm departamentul de fonduri europene, unde să angajăm oameni pricepuți care au lucrat în acest domeniu și să-i dăm drumul la treabă. Pentru că altfel nu se poate, așteptând mila Consiliului Județean, cu care administrația actuală nu are niciun fel de relație, nu se poate dezvolta. Da, sunt partide diferite și așa se poartă pe aici, pe la noi, pe la Exact, județ. Exact. Se respectă culoarea. Păcat. Dar să știți că nu este cazul tuturor administrațiilor publice. De exemplu, domnul Cătălin Avan, de la Păușești Otăsău. Lăsați, că domnul Avan e... A fost PNL. Da. A colaborat foarte bine cu domnul Costi Rădulescu. Domnul Constantin Bârzăgeanu de la Mihăiești a colaborat foarte bine cu Constantin Rădulescu. Deci iată că sunt exemple clare că indiferent de culoarea politică, unde se vrea, se poate. Corect, unde se vrea, se poate. Domnule Constantinescu, dumneavoastră când vreți, puteți să spuneți și un nu hotărât, v-ați opus unei centuri, ați fost foarte vehement și ați spus așa ceva, nu accept. Puteți să dezvoltați? Dar n-aș vrea să insistăm prea mult pe acest lucru. Sigur, este vorba de centura Râmnicu-Vâlcea, Râmnicului, și trebuia să se descarce la Călimănești această centură în zona Seaca, în zona centrului expozițional. Noi suntem pe toată lungimea orașului nostru destul de aglomerați în ceea ce privește circulația rutieră.
și avem acolo un nod de descărcare deja a centurii Călimăneștului, care ne face destul de multe probleme. Atât ne-ar mai fi trebuit să creăm un altul la nici un kilometru de primul. Sigur, m-am opus și mă bucur că am făcut acest lucru, pentru că am convins pe cei care au propus acest traseu să schimbe traseul. Săptămâna trecută am avut întâlnire cu ei, vorbesc de cei din de la drumurile naționale, da, de proiectanții care au câștigat acest proiect și deja mi-au propus o altă soluție, o soluție mult mai bună decât prima. Mi-a fost pusă întrebarea următoare și de asta am zis că n-aș vrea să insist. Ce nu vreți să se facă? Haideți întâi să ne înțelegem dacă vrem să facem acest proiect sau nu. Și a zis, domnule primar, ce ziceți? E, sigur că nu pot eu să mă opun la un asemenea proiect. Sunt vâlcean, dar eu sunt primar în Călimănești, țin la comunitatea mea, oamenii m-au ales acolo să le apăr interesele și încă o dată spun, mă bucur că s-a găsit deja un alt traseu și va fi mult mai bine pentru absolut toți. Trebuie să ne spuneți care e traseul acesta? Da, traseul vine pe câmpul Jiblei, chiar pe câmpul Călimăneștului și undeva se descarcă în apropierea barajului, capătul dinspre Jiblea Veche, da, în apropierea parcului de la Mirajul Oltului, din Jiblea Veche, da, direct în centura acolo, eliminând, încă o dată spun, până când și primul acel punct cu probleme din Călimănești și cu această ocazie eliminând și toată circulația grea de pe DN7 și dumneavoastră... nu numai pe DN7, chiar din zona Seaca, o zonă, din punctul meu de vedere, destul de afectată de acest trafic. Da, dumneavoastră acolo la Călimănești mai aveți o problemă în DN7. Avem o problemă în DN7 pentru că este foarte aglomerat. Asta am spus și eu. Da? Cu siguranță că așteptăm această centură și care ne va ajuta de data asta și pe noi, da? Pentru că mulți pot să vină pe centura Călimăneștului, să intre direct în centura Râmnicului și să iese undeva la Budești, acolo unde începe această centură. Cu ocazia asta, deci iată că am rezolvat lucrurile în parte și pentru Călimănești. Am luat în calcul ca pe lungimea stațiunii Călimănești-Căciulata să creăm două subtraversări ale șoselei naționale, unul în zona hotelurilor din Cozia, celălalt din centrul orașului Călimănești și sper eu și știu din consultările propunerilor de finanțare europene pe exercițiu financiar viitor că se finanțează astfel de lucrări și vom accesa aceste fonduri. Apropo, singura noastră șansă de dezvoltare sunt fondurile europene. Noi la Călimănești am reușit să facem proiecte care ne aduc un plus de valoare în jur de 20 de milioane de euro. Avem alte proiecte deja, să zic, evaluate și care își așteaptă finanțarea de încă 10 milioane de euro, în afară de proiectele care sunt pentru dezvoltarea viitoare. Dacă voi avea ocazia, voi dezvolta acest lucru și astăzi la dumneavoastră, dar ele sunt deja proiecte pe care cetățenii orașului Călimănești le cunosc și atât le cer răbdare și să aibă încredere că tot ceea ce am promis și tot ceea ce ne-am propus vom realiza. Da, fondurile europene, soluția oricărei comunități locale din județul Vâlcea, dar și până la urmă din toată țara. Este clar că bugetul național e din ce... Apropo de relația cu cei de la Consiliul Județean, sigur că relația trebuie să fie bună, pentru că toți suntem administratori. Sunt foarte mulțumit și toată lumea trebuie să fie mulțumită atunci când Consiliul Județean reușește să facă investiții în infrastructura județeană. Restul consider că este obligația noastră, ca administrație publică locală, să găsim fondurile și să nu așteptăm
să zic așa, să ne rezolve alții problema. Eu așa am lucrat și așa voi lucra și în continuare, neașteptând din partea nimănui decât să-și facă treaba. Consiliul Județean pe treaba lui, pe ceea ce administrează, și aici mă refer la domnule județene, și noi cu siguranță pe infrastructura și pe utilitățile din localitățile noastre. Domnule Bărăscu, Băile Govoran nu este străbătut de un drum național, nu aveți această bătaie de cap acolo, pentru că la Călimănești e o adevărată problemă. Bine, sunt și plusuri și minusuri dacă e să judecăm lucrurile. În primul rând că fiind acest tranzit, sunt și oameni care trebuie să servească masa, care trebuie să odihnească și așa mai departe, dar și problemele care vin cu drumul, cu toate cele. Aveți un plan de dezvoltare a stațiunii Băile Govora în eventualitatea în care veți câștiga alegerile? Bineînțeles, problema cea mai mare, problema actuală, cea mai importantă a stațiunii, este că e frecventabilă de către turiști doar 3 luni pe an. Circa 3 luni pe an. Problema mare este că nu reușim și nu a existat niciun proiect în trecut ca să încerce să o transforme într-o stațiune care să fie frecventabilă de turiști. Dumneavoastră tot timpul aveți vreo soluție în bineînțeles, sensul acesta? Bineînțeles. Exemplul cel mai clar este Călimăneștiul. Un aquapark ar dezvolta stațiunea incredibil. Incredibil. Dacă vă invit să veniți la Călimănești să vedeți ce este în timpul iernii, să vedeți ce este toamna, să vedeți ce este primăvara, sunt să vedeți ce este vara. Un fan al stațiunii. Deci este incredibil. Și după ce vizitați Călimănești, vă rog să vizitați Băile Govora. Să vedeți cum aveți parte de o întoarcere în timp teribilă. Vă întrebam despre proiectele noastre. Deci vă doriți ca... Numai în turism. Deci dezvoltarea stațiunii este numai pe bază de turism în Băile Govora. Trebuie să fii în stare să pui în evidență calitățile extraordinare ale aerului. Trebuie să fii capabil să... Da, iată, un turism medical, zic, nu? Cine să-l facă turismul medical? Păi, asta trebuie să-mi spuneți dumneavoastră, exact, domnul Bărăscu. Exact. Administrația publică locală poate să se implice foarte simplu în crearea unor trasee turistice în zonă. Suntem înconjurați de păduri, aerul este minunat. Nu se poate să nu fii în stare să faci trasee turistice în pedalurile din apropiere. Nu se poate să fii în mijlocul unor mănăstiri extraordinare, cum e Mănăstirea Arnota, Bistrița, Mănăstirea Dintr-un Lemn, Mănăstirea Hurezi, Arhiepiscopia Râmnicului, și să nu poți să organizezi un traseu monahal pentru turiști din stațiune. Mi se pare incredibil. Să nu ai pic de viziune din punctul ăsta de vedere. Da, domnule Constantinescu, unul din punctele noastre din programul electoral se referă la extinderea rețelelor inteligente de gaze naturale și a rețelelor de energie electrică, de apă potabilă și a canalizării în toate localitățile componente. Sunt proiecte de peste 17 milioane de lei, spuneți dumneavoastră aici în programul dumneavoastră electoral. Proiecte care, iată, țin de infrastructură. Da, noi întotdeauna am mers pe cele două căi, să zic așa, pe cele două componente. Odată, asigurarea infrastructurii în ceea ce privește serviciile publice ale orașului și, pe de altă parte, dezvoltarea infrastructurii turistice. Avem rețea de gaze în Călimănești, dar care n-a cuprins absolut toate străzile, toate locuințele din orașul nostru, și noi asta ne propunem, să cuprindem absolut tot ce înseamnă gospodărie pe raza orașului nostru. De aceea am construit un astfel de proiect, l-am depus, așteptăm finanțare și cu siguranță vom primi, pentru că știți că există un plan din ăsta național de racordare a tuturor cetățenilor la rețeaua de gaze. Am făcut în primul mandat, chiar și am continuat în al doilea, cu dezvoltarea rețelei de canalizare a orașului, și aici vorbim de peste 40 de kilometri de rețele de canalizare, dar mai sunt încă zone care nu beneficiază de acest serviciu și aici am făcut un proiect ca să definitivăm această lucrare. La fel se întâmplă și cu alimentarea cu apă.
Aici este o problemă și mai mare, datorită faptului că rețeaua actuală este destul de îmbătrânită, este destul de veche și va trebui să intervenim, să înlocuim această rețea cu o rețea nouă, dar și să ajungem cu apă la absolut toți cetățenii orașului nostru. În ceea ce privește iluminatul public, rețelele electrice, v-am spus că există un proiect cu telegestiune, vom avea un iluminat public, să zic, care va dubla numărul de becuri, numărul de lămpi din orașul nostru, iar consumul va ajunge la jumătate față de cum este acum, tocmai prin acest sistem inteligent. Ați văzut că îl adaptăm și la gaze și sunt convins că toate aceste proiecte se vor realiza. Noi am întocmit aceste proiecte și le-am depus la finanțatori. Așteptăm, încă o dată spun, finanțarea lor și sunt convins că în mandatul viitor vom primi această finanțare și vom începe lucrările. Da, e important că, iată, în anul 2020 mai sunt sate, chiar zone care nu au apă. Adică... Da, noi nu vorbim de zone la apă. Sigur, au majoritatea, dar sunt locuințe, sunt zonele de dezvoltare care le-am pregătit prin planul urbanistic, planul general urbanistic, și acolo va trebui să prelungim aceste rețele de utilități publice, nu numai de apă și de canalizare și de iluminat și de gaze, dar sunt, așa cum spuneam, și rețele vechi care trebuie să fie înlocuite. Da, s-au scurs aproape 3 săptămâni de campanie electorală, domnule Bărăscu. Știu că sunteți, am aflat și eu că sunteți nou în politică, dar cum vi s-a părut această perioadă de 3 săptămâni și încercați să turați motoarele pe ultima săptămână? Bineînțeles, prima săptămână am întâmpinat într-adevăr o rezistență din partea cetățenilor, dar încet, încet este clar, devine din ce în ce mai clară dorința de schimbare. Vă dați seama, după 21 de ani sub aceeași conducere, rezultatele care sunt total nesatisfăcătoare. Vă dați seama că deja cetățenii au început să-și dorească cu adevărat schimbarea. Vreau să fac o paranteză. Vă rog. Un proiect foarte important, foarte important, este mecanizarea primăriei. La primăria Băile Govora există un tractor și o remorcă. Atât. Vă dați seama ce probleme sunt la dezăpezire, ce probleme sunt la întreținerea străzilor. Să nu ai un utilaj care să poată să cosească iarba, să nu ai un utilaj care să poată să întreține dalele, aleile cu pietonale. Deci este incredibil. Deci suntem efectiv în trecut. Intenționați în cazul în care veți fi ales bineînțeles, să dotați primăria cu este uneltele necesare. Să nu ai un bul de escavator în anul 2020 este incredibil la o primărie. La o stațiune balneoclimaterică de interes național, încă o dată vă spun. Da. Domnule Constantinescu, mai văd aici un proiect, uite, foarte interesant mi se pare și vreau să dezvoltați dumneavoastră.